Siete? Posso fondare? Si può fare niente? Non possiamo fare niente. Ați fixat albul, tot e bine? E rog, fixat de mai întâi. Bine cu nero. Putem să începem. Atunci să zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care după mare mila sa ne-a renăscut la o speranță vie prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Iubiți credincioși, sărbătoarea învierii Domnului este sărbătoarea milostivirii lui Dumnezeu față de noi oamenii. În acest an jubiliar avem bucuria de a celebra mărita sărbătoare în contextul milostivirii. Milostivirea este acel sentiment patern pe care Dumnezeu îl revarsă din belșug asupra fiilor săi ca tată milostiv. De aceea și tema mesajului pastoral din acest an este legată de milostivire, de imaginea acestui tată milostiv pe care numai acela care este chipul milostivirii Tatălui îl poate face cunoscut, adică Fiul Său, Domnul nostru, Iisus Hristos. Pornim la drum meditând asupra pildei Fiului Risipitor sau a Tatălui Milostiv, sau poate mai corect, a Tatălui Risipitor al iubirii. În prima parte am încercat să vorbim despre relația dintre Fiul Risipitor și Tatăl Milostiv. Pilda Domnului nostru Iisus Hristos începe foarte direct cu o poruncă a Fiului cel Mic. Dă-mi partea din avere ce mi se cuvine. Este de fapt o poruncă pe care o auzim adeseori și în zilele noastre. Uneori explicit, alteori implicit. Și astăzi sunt fii care trântesc ușa casei, plecând și luându-și partea din avere. Ce s-a întâmplat însă atunci? Ne spune Iisus, Tatăl cu răbdare, cu înțelegere, a împărțit averea. Chiar dacă acea avere, acea substanță, acea viață, mai corect, în textul grec, se împărțea numai prin moștenire, la moartea tatălui. Deci gestul putea fi considerat chiar și o jicnire. Tatăl împarte averea. Fiul pleacă și pleacă într-o țară îndepărtată, dorința lui de a fi independent, de a fi autonom. Hotărârea era luată și tatăl înțelege că nu se poate opune fiului și nici nu poate impune iubirea milostivă în niciun fel. Fiul risipește întreaga sa avere, substanța vitală, viața lui, trăind în desfrânări, spune textul, și coborând treaptă cu treaptă, ajungând în mocirla porcilor. Paradoxal, el care nu se simțea liber în casa tatălui, acolo are vreme să gândească. Acolo este liber. Dacă în casă se considera slugă, acum ca adevărată slugă la porci, are timp să gândească. Și aici meditează asupra adevăratei slujiri și adevăratului stăpân. Pentru că banul care părea stăpânitor ajunge acum să-l stăpânească pe el. Dacă dorința lui era aceea de stăpânire, ajunge acum sclav pe ultima treaptă la acel animal impur, simbol al desfrâului, porcul. A fura o pâine, chiar dacă o face un om sărac, rămâne un păcat. A găsi pe jos o pâine este altceva. Dar atunci când cineva îți oferă o pâine, există o mână și există o inimă milostivă dincolo de acest gest.
Ei bine, fiul își amintește de această iubire a tatălui său, care oferea pâine chiar și zilierilor. Explică foarte frumos Sfântul Ambrozie diferența dintre fiul care stătea la masă cu tatăl și împărțea moștenirea tatălui și zilierul care era un angajat căruia stăpânul nu trebuia să-i ofere mâncare, doar banii pentru ziua de muncă. Atât. Tatăl său făcea mult mai mult și atunci privirea lui se deplasează de la avere, bunuri, spre acela care oferea averea, oferea bunurile. Și înțelege că este mult mai mult decât averea, acea inimă milostivă care oferea averea. Astfel începe drumul de întoarcere în sine a acestui tânăr, care recunoaște că era plecat din sine. Era plecat din acea identitate de fiu și nu o poate regăsi decât reluând drumul casei. Pentru a se întoarce însă, are nevoie mai întâi să-și recunoască greșeala în dubla ei dimensiune, față de Tatăl Ceresc și față de Tatăl Pământesc. Înarmat cu părerea de rău, pornește Agale spre casă. Dar ce făcea tatăl său în acest timp? Tatăl său, cu sufletul rănit, privea mereu acel drum care venea spre casă și ar fi dorit să-și poată îmbrățișa fiul, dar nu putea pentru că era prea departe. De aceea zilnic se consola privind, probabil de la balconul clădirii, drumul spre casă și într-o bună zi a văzut o siluetă și a spus, probabil este el, și a coborât în fugă, a lăsat demnitatea de tată, de stăpân, față de toate slujile din curte și a alergat să îl îmbrățișeze pe cel care se întorcea Agale spre casă. L-a îmbrățișat și nici măcar jignirile din trecut, acuzele nedrepte sau zdrențele sau mirosul de porc nu l-au putut opri.